După 17 etape, campioana României Volei Municipal Zalău se află pe locul 5 în clasamentul Ligii Naționale, iar până la finalul sezonului mai sunt de jucat încă 15 partide, primul meci chiar acasă împotriva echipei Arcada Galați. Noul antrenor al campioanei, Nicolae Jeliascov, a ajuns la Zalău în cursul zilei de joi, 1 februarie, și a efectuat primul antrenament cu echipa. Tehnicianul bulgar are încredere în echipa sa și împreună se vor lupta să obțină cel puțin o medalie. Jeliascov a spus că acest sezon este mai echilibrat față de cel anterior și că trebuie să luptăm până la capăt. După 17 etape disputate, campioana a câștigat 12 întâlniri și a acumulat 33 de puncte, aflându-se la 7 puncte distanță de viitoarea adversară Arcada Galați. What I see it's three teams in the first in one first group. Three teams in this moment, Steaua, Ploiești and Galați. After that is another three teams, CSM, we and Craiova, and also Dinamo is close, so is not big gap between these first three teams with us, and everything is possible to happen until the end, so we will try to do our best to go up, and I'm watching to go up. For that I'm here, this is my, how to say, I always try to win, I always want to be best, so this is the normal. Fostul antrenor Marian Constantin se arată încrezător și dă campioanei șanse mari la o medalie. Consider că primul loc pentru noi este închis, dar nu ne împiedică să visăm la o medalie, să viseze fără mine, bineînțeles. Este un lucru realizabil, nu sunt echipe supersonice înaintea noastră și printr-o conjunctură s-a ajuns aici, dar sunt convins că situația se va remedia. În campionatul românesc, Nicolae Jeliascov a câștigat în premieră Cupa României și Supercupa României cu Arcada Galați. Primul meci va fi unul extrem de important, chiar cu fosta sa echipă, partida fiind programată luni 5 februarie de la ora 18 în sala sporturilor din Zalău.